Filmăm partea a treia din cum am ajuns noi în Cehia și chestii din astea. Ok. Chestia se întâmplă undeva prin decembrie, da, undeva prin decembrie 2016. Venise un tip la noi, bine, noi lucram la confermate, tot la Borgers ne-am oarecum împrietenit cu unul. Și venise misterul cu un bărbat și cu o femeie. El, Carol Mașec, ea, nu știu cum, Mașcova. Că în Cehia cam așa e. Deci eu, stai că n-am voie să-mi zic numele adevărat. Sau am voie? În fine, nu trebuie să știți. Deci, eu sunt Marius Stone, deci nevastă mi-ar fi Monica Stonova. Ova se adaugă la femeia cehă. Din ce? Ceva de genul. Așa, deci el era Mașec și era Mașcova. Ova. Așa. Și venia cu misterul nostru undeva prin decembrie să ne întrebe dacă nu vrem. Deci el era o agenție, agentură. Nu agentură, pentru că aici în Cehia G-ul se citește G și e bine pentru unii care confundă G-ul cu G-ul. Hei, tanti, bună, nebună, ce câine ai? Nu ți-am văzut câine. Așa. Agenție, pe română. De români. Bine, el era ceh, român, român, ceh, ceva de genul, nu știu, nu-mi pasă. Care se ocupa cu angaja români pe firmă, pe fabrică. Deci lucrai legal. Într-o parte, vine și partea nasolă. Când era să luăm amendă de 6.000 de coroane. Tot din cauza lui. Pentru că, hei, de ce să facem lucruri bune? De ce să ajuți oamenii când poți să le faci rău? Și să iei bani după spatele lor? Ce mai ești un coș, un groaznic. Bun. Fă, partea a treia. Deci astăzi, cred că e ultima parte. Deci cred că e ultima parte de cum am ajuns noi în Cehia. Cred că o să dureze și asta 50 de minute, o oră. Deci partea a doua ați văzut-o săptămâna trecută. Iar eu filmez, cum naiba să zic, partea a doua și partea a treia eu le filmez în aceeași zi. Dar, uite, o diferență de câteva minute. Am terminat partea a doua și m-am pus să filmez partea a treia pentru că vreau să termin odată cu partea a treia ca să vă faceți o... Să termin odată cu seria asta de cum storytime, de cum am ajuns noi în Cehia și chestii de astea. Deci în prima parte am vorbit de un șarlatan, în a doua altă șarlatană, oarecum, și în partea a treia ghice, alt șarlatan. Of, cred că nu vreau să zic și partea... Cred că la final. Da, eu nu știu finalul, în fine. O să vă zic și alte chestii. Bun. În care am, în partea a patra, nu cred că o să fie, în care suntem noi de noi și ne descurcăm cum putem. Bravo, Marius. Bun. Să continuăm. Bă, trandafirii ăștia ce dracu fac? Eu trebuie să le schimb pământul. Tot zic că le schimb pământul, dar nu le schimb. Groaz. Ce ziceam? Ah, se mai calc. Hai că din partea a treia n-am ce tăiați. Bag și partea asta, n-am citit chiar așa mult. Dar din partea a doua, Doamne iartă-mă cât am de tăiat. Aoleu, să nu-l fac clip de oră. Sau măcar să aibă 50 de minute. Bine. Continuăm? Bun. Așa, o veni Mașec cu Mașcova, nici nu știu care numele. Deci numele, nu numele de familie. Așa. Cu misterul nostru. Și eu vorbi cu colegul nostru. Cu screlozatul, care, ghice, am și stat. A, stai că mi-am amintit povestea școală. Stai că trebuie să opresc, că trebuie să mă scobesc în nas. Gata, m-am scobit în nas. Ei, ce e așa? Bine. O venit ei, Mașec, parcă vorbea cu Gabi, că așa-l cheamă pe screlozatul ăsta, care am și stat mânca Mercuru. Idiotul dracu. Ță. Fimea scârbă de tine. Fii mi-ar scârbă maximă de tine. Așa. Să vorbească cu ăsta și ghici ce? Când de bă, doar nu-s prost. Am văzut că vorbește română și am zis că... M-am băgat și în seamă, hei? Păi nu? Se vând gogoși? Deci lui vinde gogoși și stau ca prostul în spate să nu-mi vinde și mie gogoși? Aha. No, baby. M-am dus și să mă bag și în seamă, nu mai știu ce am zis. Și au văzut că vorbesc română, că sunt român, hei? Ghici ce? Ne-o luat.
Bun. După aia, parcă în ziua aia, oricum în ziua aia, parcă ziua ce prostești. În ziua aia am mers noi sus, în biroul misterului, iar fază tare, ca să ne vorbească că vrem, na, ca să ne angajeze pe firmă. Și ce înseamnă să fii om și să dai peste oameni? Păi eu vreau să vă zic că pe Gabi ăsta nu l-am înghițit niciodată. Un om ciudat, screlozat, nu e, asta e porecla lui, screlozat, fără personalitate, care se dă, mama mea, inteligentul pulii mele, așa, pentru că asta și era. Degeaba ești inteligent dacă inteligența aia e alterată. Nu, când vorbesc cu cineva, denotă că nu știu ce, bă, dă-mă dracu, vreau să-mi pula mea română. Nu, mi-am cumpărat această statuie pentru că denotă o armonie colocvială a statutului meu financiar. Ce, mă? Ce pula mea de vorbești? Cam asta. Și eu nu suport oameni, vreau să zic că nu suport, bă, nu mai suport oamenii care sunt falși. Când, știu că era un interviu la un moment dat cu o tipă care a întrebat, o interviu cu o tipă care, nu, o tipă, un bărbat a întrebat o tipă dacă ține post. Bă, și nebuna aia, vai, nu găsești, nu am cum să inserez, pentru că eu ar trebui să descarc clipul ăla, ca să vă dați seama. Dacă ținu post. Bă, și aia a început să vorbească într-o limbă, aoleo, nu știu ce, că nu știu cum, cu pilonțiu, pilați, nu știu ce dracu vorbești, femeie. Eu te întreb de cum e vremea și tu îmi zici de științificul fantasticului. Deci eu te întreb despre cât ai dat pe asta și tu mi întrebi științificul fantasticului lumânării. Păi zi-mi pula mea cât ai dat pe asta. Te întreba prețul, da? Prosto. Te întreba prețul. Nu că lumânarea este făcută dintr-un amestec de tăl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 
oamenii care se dau mari inteligenți în fața altora. I don't give a fuck. Bun. Am mers noi. Cum am deviez? Pentru că în partea a treia pot să deviez, în partea a doua nu mai pot să deviez. Deci filmăm de 9 minute. Bine, hai că pot să deviez. Că până în jumate de oră cred că pot să vorbesc. Asta dacă nu mi se termină. Gura. Memoria pe telefon. Cum s-a terminat în turul bibliotecii pe care, hei, îl aveți doar partea 1 și partea a doua urmează, cred că după ăsta. Grăznic. Deși partea a doua din turul bibliotecii, uite, alea 4 de sus. Eu nu am terminat, pentru că sunt cărți. Bun. Nu. Bun. Bun, 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 tot bun, 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 dar tot nu termin. Am mers sus, ne-au vorbit de nu știu ce, ca să ne schimbe pe fabrică. Așa. Ce ne trebuie, ce acte ne trebuie și chestii din astea. Bun. Vine faza când ne întreabă cum ne cheamă. Băi, eu i-am zis, era să zic, eu i-am zis numele meu adevărat. Deci mașe că ăsta ne zice ca să... Noi stăteam la masă unde stă șeful nostru, ha? Fotul meu. Unde stătea șeful nostru congelator, așa. Și ne, na, ne zice, ne zice să ne zicem numele. Băi, cum ne cheamă și chestii astea. Băi, eu i-am zis cum mă cheamă. Și ăsta mai adaugă la final un U. Iar eu nu suport să-mi adaugi. De eu dacă mă zic că mă cheamă parfum, tu nu mi-adaugi în căcatul mătii parfumul. Da? Eu sunt parfum Marius. Nu parfumul Marius. Deci pe tine te cheamă Constantinescu și el îți adaugă Constantinescul. Păi este un al nume. Ce? Vorbesc eu. A, să vă filmez vecinii. Hai, unde este? Nebună, ce curaj. Să vă plâng cât de grea este viața mea. Cică, așa. Bun. Și Screlozatul la un moment dat zice, continuăm povestea. Așa, Screlozatul la un moment dat zice că nearticulat, numele meu nearticulat. Eu stăteam așa, mă uitam cu adochiurile. Ce mă? Ce nearticulat? Ce dracu vorbești acolo? Și de acolo mi-am dat seama că gata, nu mai e el. Nu mai e el. E prefăcătorie, frate. Prefăcătorie. Stai să vă filmeze bine. Prefăcătorie. După, stai, el nu și-a scos, nu a zis buletinul. Oh. Nu și-a zis numele. Și-a scos buletinul ca să-și zică, în a mea, numele. I-a dat buletinul ăla. Bă, când te întreabă când căcat cineva cum te cheamă, zi frate odată cum te cheamă. Zic că te cheamă Marie Ahaprei.
Asta ce numele, Maria Capre. Nu știu dacă îmi... Mamă, mă, și mamă, mă enervez. Nu stă, frate, omul 50 de ore până scos tu buletinul. Cui pasă, mă, de buletinul? Zi, puii mei, cum te cheamă? A, că este nearticulat. Că numele meu, nearticulat. Nu și-a rămas mască. Știam că e prost. Și că bubuia a prost. A inteligență alterată proastă. Da, mi-a confirmat că dacă n-ai de unde, n-ai ce cere, frate. Bun. Și vreau să vă zic că luna aia iar toate s-au schimbat pentru noi. Am plecat de la... Bine, noi nu plecasem de la Maria, oficial. Am mers să ne facem... stai să mă gândesc. Deci am semnat niște foi, niște contracte, că ne angajăm pe firmă. A scris asta, se întâmpla în 2016, pe la decembrie 2016, pe la final. Așa. Asta nu se întâmplă. Cam 2016. Da, mă! Wow, i-am uitat când a venit Dora. I-am uitat. Dorina, pardon. Așa, mă. Gata, mi-am amintit, hai să continuăm. Mă, toate chestiile se întâmplau. Bun, am fost, cum am zis, am mers să semnăm contracte, nu știu ce, bla, 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 bla. Am primit chipuri noi. Chipuri care arată, uite așa, stai să văd. Ok, chipuri care arată, uite așa. Of, nu știu de cât de bine. Deci ar trebui să vin cu fața așa ca să se pună focus pe ăsta. Se vede bine? Ce de genul arată? Uite așa. Blanc, un mănunchi de chei. Așa. Da. Am primit noi chipuri, chipurile vechi trebuia să le dăm. Dar cred că deja le dasem. Să le dasem, parcă după aia la Maria. Așa. Nu mai știu. Timp de scobit în nas. Gata, m-am scobit în nas. Bun. După aia am fost să ne facem analizele. Exact în zona unde suntem în rochița. Oarecum, cei care lucrează la burger sau... Na, poate nu știți. De ce să mă scuipă? Așa. Am mers să ne facem analizele și tipul screlozatul ăsta o aduse pe partenera lui, pe iubii lui. Bun. Bă, noi, femeie inteligentă și chestii și cu mândrie de sine și chestii, așa, dar avea așa o scârbă în voce oarecum, un aer așa de superior, iar eu nu suport oamenii care mi se dau superior, adică dacă tu ești căcat, ai venit de la curul vacii, ai venit, dau un exemplu, deci femeia asta nu era așa, deci tu ai venit de la curul vacii, ai lucrat da, o lună în Italia de ți-ai făcut bani și după aia te crezi mare... sofisticat de vorbești cu nu știu ce cuvinte și tu până acum habar n-aveai? Go and fuck yourself. Du-te și spânzură-te. Știu că nu-i traducere bună, dar du-te și spânzură-te, dragă, că pe mine nu mă impresionezi. Eu am... De când sunt în Cehia am întâlnit oameni și oameni și oameni de la care poți învăța ceva și de la oameni de la care nu poți învăța ceva. Nimic. Așa. Bun. A mers așa. Bun, s-am făcut... stai. Deci... Cum naiba? Vai că uit, 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 uit. Deci am făcut actele, oricum am semnat contracte, am făcut analize, nu mai știu ce, după aceea trebuia... Ah, gata, trebuia să mergem să vedem ceva apartament. Apartament cu două camere, baie, bucătărie și un holuleț. Bun. Și le-am zis, bă, noi cred că stăteam în Pâlzen atunci. Sau ceva de genul. Parcă aveam liber, sau nu mai știu exact. Și mi-a zis, bă, mergeți voi și vedeți cum e și dacă vă place, e ok. Veni, oricum, acolo stăteam. Bă, și faza, bine, noi, vreau să vă zic că eu, na, judeci omul după felul lui de a fi. Dar după ce stai să-l cunoști, îți pare rău, oare, uite, la femeia asta chiar îmi pare rău că am judecat-o, dar îmi pare rău, așa. Bine, nu pot să zic că, bă, noi am judecat-o. Eu, Monica, am judecat-o pentru că nu o cunoșteam. Și pentru că avea aerul ăsta de superioritate, iar eu nu suport să mi te comporți cu mine cu superioritate. Bine, femeia era... Avea magazin, avea cunoștințe, era... Businesswoman. Bă, dar ea își alesese un prost. Își alesese efectiv, urăsc cuvântul efectiv, un prost. Bă, și ăsta...
că o să-ți fie bine, că o să înflorești, că nu știu ce, bă, femeia era cu sănătatea. Să-i trimit clipul ăsta și de ei. Bine, sper să nu mă înjure după aia și să-mi dai bloc pe Facebook. Dar când, așa, femeia avea cu sănătatea, bă, nu știu ce zicea că... Bine, și el era un gunoi de om, un... Cum să vă zic? A zis, bărbatul când... Cum? Când vrea ceva, face și pe dracu în patru. Deci îți vorbește, iubi, bla, 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 ce frumos ești, o să strălucești. Și după aia, după ce ești al lui, te bagă pizda mătii, pe română. Da, te bagă pizda mătii. Nu mai pasă de tine, de părul tău, de sănătatea ta. Da, te dracu, mori. Asta a fost, mori. Deci el a dus-o pe asta în mediu toxic. Scuze, doar că zic asta cu... stai să vă zic și faza. O a dus-o ca să... Bă, miroase azi, cred că de la mine. Fum. O a dus-o ca să lucreze în mediu toxic. Toxic, când ea avea ceva probleme cu... Nu mai știu, nu mi-amintesc exact. Mi-a zis, ne-a povestit. Chiar ne-am împrietenit cu ea. Bine, ne-am împrietenit bine cu ea. Și după aia, ce vorbeam? O să mediu toxic ca să o omoare. Bă, eu vă zic că avea... Nu știu, nu mi-amintesc culoarea părului. Bă, dar avea un păr, bă, lung, frate, lung, groaznic. O adus-o acolo ca să o strice. Deci eu am lumânarea asta. Nu, cum să dau un exemplu? Ca să... Ah, mi-a băgat mâna în cactus. Au! Deci lumânarea asta ai dus-o într-o firmă. Am cumpărat-o de la magazin. Dau un exemplu. Proaspăt, nouă, frumoasă, cu opinii, cu tot ce vrei tu. Ca din asta să iasă asta. O lumânare urâtă, groaznică, ceva de genul. Asta a făcut el. O a dus o femeie așa, ca să scoată din ea asta. Să scoată toți dracii și să o îmbolnăvească și să o omoare. Femeia, pot să vă zic că dacă mai stătea mult în Burgers și lucra acolo în mediul ăla toxic, murea. Bine. Ce-ți pasă ție? Când el avea nevoie să ajungă la ceva grad spiritual? Grad spiritual la ce? Când el a lăsat o femeie... Deci el a lăsat o femeie de nota 10, că, na, vorbim de la 1 la 10, de nota 10, care are principii și trecut și care are ceva aici. Și să fie cu una în care atunci când bea se cacă să pișe pe ea. Și este respectul societății. Ce spiritualitate, grad de spiritualitate, pula mea, vrei tu să ajungi? Ce, mă? Știu că am deviat, dar trebuie să înțelegeți. Femei și bărbați, căutați-vă bărbați care au cap, creier, căpulă și pizdau toate. Eh, păi să știți că asta dacă nu-i transgender. Good luck with that. Ok. Bun. O mersi, am deviat. Am încheiat toate parantezele. O mersi să... Bine, îmi pare rău că zic asta, dar... Trebuie să zic. O mersi să vadă camera și... De fapt, dacă stau bine să mă gândesc... Bă, când ai principiile tale de viață, de ai trăit cumva într-un anumit stil... Nu neapărat într-un anumit stil. Nu neapărat într-un anumit stil. Ai trăit cumva și... De asta mâncă ceva. Așa. Ai trăit cumva... Abar nu. Ai avut un mediu tău de viață și te-ai dus la cineva altcineva. Dai partea asta. Nu poți să mânci și să vorbesc în același. Bun. Bine, femeia era simte, cu simțul, din aștia. Bine, nu ai făcut mișto de atunci, pentru că na. Odată ce te dai, sorry, Dora, odată ce vorbești cu superioritate, mie, pentru că eu nu supăr oamenii care mi se dau superiori, care se cred, a, cine sunt eu, ce valoare are eu, nu suport. Bă, nu suport. Și eu sunt om cult, e, poate n-am eu, cum să zic, gabaritul ăla, nu, cum se zice, ceva verbal, am uitat. Poate nu vorbesc eu, uite cum vorbesc, poate înjur și chestii de așa, dar asta nu înseamnă că sunt mitocan, prost, 6 clase, 2 clase, când, nu. Cum ne-am să zic? Uite, când vorbesc am anumiți termeni, în vorbire să vorbesc cu deoarece, opinia mea este, nu, să mă auzi niciodată așa, never. Poate am eu, oi fi o doxă de carte, dar, dau un exemplu, dar nu sunt doxă, poate fi o doxă de carte, dar nu să mă, e când trebuie să folosești anumiți termeni, folosești. Nu vorbești tu în vorbirea de zi cu zi cu denotă, denotă că ești nu știu ce, bă, du-te mă dracu, bă,
Așa. Și femeia asta, bine, ea se dădea superioară. Când, de fapt, hei, ești la fel ca noi, ești om, să nu uiți asta. Bun. O văzut camera, nu știu ce nu i-a plăcut ei, iar nu știu ce nu i-a plăcut ei, iar nu știu ce a plăcut ei. Gabi a zis asta. Bun. Nu-i făcut la un moment dat fază că, bă, ea trebuie să vadă că e Buda curată. Noi zice să-și bage capul acolo, să vadă dacă e curată, nu știu ce și chestia. Bă, vreau să vă zic că casa, arată apartamentul. Era la etajul 6, frate. 6. 7? 6, frate. Așa. 6 era, 6, 6. 6, 6, 6. Așa și... Era... Bun. Or fost, nu știu ce. Bă, și... Noi stăteam pe atunci în rochi. În pânză, tot în pânză, de urma să ne mutăm cu mașina de venise soția lui cu mașina după noi. Și atunci, iară, mare tămbălău. Așa. Noi scosesem toate bagajele pe geam. Și... Că era mai bine. Era geam din ăla uriaș. Bă, uriaș. Nu știu cum l-am întors. Nu se deschidea așa. Se deschidea așa. Cum să văd? De geamul, ăsta e geamul, nu se deschide așa. Era prins aici la mijloc, nu știu ce, și deschide așa. Na, uite, am scos noi toate bagajele noastre pe geamă, cu fața geamului. De nu au văzut nu mai știu cine, ne-a văzut Ioșca, după aia ne-a venit proprietara Bitovnei. A început pe ceha și a zis că ne razumim. Bine, era, atunci i-am zis că ne razumim pentru că noi așa știam că se zice. Când de fapt e nero zumim, adică nu înțeleg. Bine, acum dacă e să mă întreb, vorbesc și mai zic, nerozumim ceschi, adică nerozumim, eu nu înțeleg, dar nu înțeleg cehă. E altă diferență. Deci ea cred că ne întrebase dacă noi am anunțat-o pe Maria că plecăm. Și eu zis că n-am înțeles, mamă, foc și pară femeia. Bun. După aia au venit cu mașcova asta, soția lui Mașec. Au venit, e vorbea cehă, doamne, îți dai seama. Nu știu ce i-au zis la aia, ne-am urcat noi toate bagajele, nu știu ce. Știu că nu ne-au lăsat să luăm baba aia, nu știu ce ne-a bani. Parcă vreau noi să furăm o perină. Nu mai știu ce nu ne-au lăsat să luăm. Oricum, ne-am luat... Deci... Alala. Stai că mi se încălce limba. Chestia parcă se întâmpla parcă înainte de Crăciun sau nu mai știu, înainte de habar n-am ce. Așa, noi ne-am luat toate bagajele, am urcat în mașină, bla bla bla, am mers din Pâlzen până în Rochițani, aici unde stăm noi. Nu, adică nu aici, efectiv. Oarecum undeva aproape de centru. Napatcu, parcă se cheamă zona. Bun, și dă și urcă bagaje și bagaje. Și Gabi, scrălozatul, că nu așa îi zice, ne-a zis că camera noastră e aia din nord. Ei au camera din sud. Ce mă? Ce cameră iei tu? Zi, frate, intri pe hol, camera din dreapta e a mea, camera din stânga... Nu, camera din nord, camera din sud. What the fuck? Bun, dar mi-au zis că camera lor, oricum ei și-au ales cameră mare, ca să moară de frig, pentru că era frig acolo. Și noi ne-au dat un pârci de cameră. Hei, să nu uiți, că oamenii buni merită totul. Și oamenii răi, nu. Bun, el știu că mi-a zis că... El, parcă ei de la geam vedeau ceva biserică și nu mai știu ce. Și de aia mi-a dat eu seama că care e camera lor și care e camera noastră. E, camera noastră era una nașpa, era toată roz, groaznică, dar ghici ce. Bine, ei, cum naiba? Parcă... Noi ne mut... Ei văzuseră ăla, văzuseră apartamentul primii, dar noi ne-am mutat primii. Așa. Am despachetat, nu mai știu ce, bla bla bla. Și... Din ianuarie, deci 1 ianuarie 2017, noi am început să lucrăm la Borghers. Pe firmă cu... Deci pe firmă cu acte în regulă. 55%, 50% ok. Bun, hai să mă gândesc. În 2017 știu că a fost toată... Deci toată, din 2017, deci de la începutul anului până la sfârșitul anului, nu ne-am luat o zi de concediu. Niciuna. Nimic, nimic, nimic. Bun. Of. De a mers în fiecare zi, în fiecare zi. Bun. Bine, stai să mă gândesc. Atunci, în 2016 spre 17 am petrecut Crăciunul împreună. Na. Eu, Monica, Gabi și Crelozatu și Dora. Așa? Bla, na, noi ne-am mai împrietenit cu Dora și nu mai știu ce. Când partenerul ei devenea foarte... cum?
foarte invizibil, foarte indiferent. Știu la un moment dat că se pusem noi trei acasă și el parcă mergea la ore suplimentare. Și parcă de atunci, nu, eu, noi, eu, Monica și Dora începusem să ne împrietenim, să ne împrietenim bine. Deci nu, chiar am zis că, bă, înainte, parcă nu era așa. I-am zis femeii în față. Bă, nu te-am plăcut la început. A după aia, când am vorbea cu un anumit aer, pe o anumită tonalitate, iar mie nu-mi place, mie îmi vorbești normal. Nu vorbești cu superioritate, cu... Hai că dacă înțeleg că vorbești cu termeni, că de asta îți folosiți termenii, dar nu vorbești mie cu superioritate și chestii din astea că nu mă impresionează. Bun. Sfârșit de an 2016. Noi am petrecut Crăciunul, am mâncat Crăciunul, Revelionul, am mâncat împreună, nu mai știu ce, bla bla bla. Am început lucru din 1 ianuarie 2017. Bun. Dora cred că a lucrat până în aprilie, martie. Nu. Nu. Nu greșesc, Dora parcă se angajase pe firmă. Nu, așa. Dora parcă se angajase pe firmă parcă dinainte. Parcă dinainte. De lucrase noiembrie, decembrie. Și după aia ea știu că parcă lucrase deja pe... I-a începuse deja să lucreze pe firmă și după aia venisem eu, Monica și Screlotato. Așa. Da, așa a fost. Că știu că el o mai lucrat până undeva prin martie, de în martie a plecat acasă pentru că, hei, te-ai încrezut, nu, și-a pus încrederea într-un om care a vrut să, pur și simplu, să o omoare și să nu-i pese de ea. Și gata. Bun. Așa, noi ne-am împrietenit superb, super bine cu ea. Așa, o mers în după aia undeva prin aprilie, martie. Deci prin martie ea era plecată deja. S-a dus să-și înapoi în România, să se facă bine, să-și revină, pentru că au venit în mediul toxic, în dobitocul ăla, ha, lucrezi, o să strălucești, da, în groapă, o să strălucești, dar în groapă, asta vreau să facă. Timp de scobit din as. Bun. O plecat ea, o venit cumnată mea, din martie. A fost, bine, oarecum. Bun, noi trei ne-am mutat, eu, nevastă mea, sau viitoarea nevastă mea. Logotnica, asta că Monica pe atunci, în 2017, era logotnica mea. A, am uitat să vă zic că în 2017, o trebuie să în partea a doua. În 2016 am cerut-o pe Monica de nevastă. Nu mai știu, parcă era noiembrie, prin noiembrie, prin undeva. Așa? Bun, continuăm. Au venit, așa, a venit Adriana, Dora plecase, deci noi ne mutasem în camera aia mare, primise la un moment dat și mobilă și... mobilă și nu mai știu ce de la proprietar și bla bla bla. Și vase și a fost totul bine. Așa, 2017, nu mai știu cum a fost Crăciunul pe atunci. A, parcă a fost nu așa. Ba, a fost Crăciunul bine. A fost un Crăciun fain. Oarecum. Așa. Când Screlozatul deja mintea lui se dusese, venea de la lucru, dă-i pe băutură. Pe băutură. Bere. Deci omul ăla cred că bea. Deci venea de la lucru, nu se ducea să se spele nimic. Noi eram spălați, nu mai știu ce, tot ok. Nu, pe telefon, nu știu ce joc se juca. Și bere, dacă nu termina 2 litri jumate de bere, înainte de a se pune să doarmă, era om. Bine, și în zilele libere, cred că avea 4, 5, 6, 7 sticle de 2,5 litri băute. Omul ăla era performant de câte timp filmăm de 4 minute. What the fuck? Cred că am oprit camera. Era un om pierdut, în capul lui era apă și oarecum tărâță, 2 grame de tărâță care reprezentau creierul lui, integritatea lui, masculinitatea lui, el ca om, caracter. 2 grame. Restul era apă, voda. Nu se zice pe ce. Bun. Bă, cactusule, dar tu nu poți să stai drept. Hai să te împingi așa. Vorbim despre orice. Bun. Așa. Așa, bla bla bla. A fost la un moment dat o perioadă când mergea el de ne cumpăra. Na, ne ajuta. De ne cumpăra biletele și după aia a fost o perioadă când, mamă mia, gata, gata, bunătate. De toate s-au întâmplat de când. Știu că eram noi de serviciu pe bloc ca să facem curat jos la parter. Bă, și minciuni și om mai prost. Cred, da, nu știu dacă o să-i trimite să la Dora, poate îl trimit, poate nu. Bă, dar om mai prost ca el,
prost în sensul de dă, de neștiutor, de zgârie brânză, de încuiat, de progenitură a societății. Zic bine? De gunoi. Gunoi. Ce gunoi? Gunoi. Nu contează că te, nu contează că ai învățat și că tu ești doxă de carte când caracterul tău e la pământ sub unghi. Știi ce zic? Nu contează, frate. Contează câte școli ai. Dacă nu ai, frate, caracter. Bă, să ai caracter de om. Nu ești om. Ce? Bun. Așa. Toate eu cred că au început de la partea aia când au zis că eu trebuie să se trezească de dimineață, să se ducă să facă curat, că noi nu am făcut nimic. Bă, omul puli. Dacă în bloc era curat, bă, era curat. Merge după... Curat, frate, curat. Ce dracu să mai dai și tu încă o dată cu mătura? Că nu știu ce, că nu știu cum, că bla bla bla. What the fuck? Bă, dacă e curat, nu dai, las-o acolo. Că el a făcut curat în fiecare zi și că noi nu am făcut curat și că din cauza asta nu a mai vorbit el cu noi. Păi bune? Păi tu dacă din greșeală, bă, din greșeală nu știu ce ai făcut. Mamă, păi te ține minte o viață, o viață. Să nu mai zic care memorie de criminal. Caracter de criminal. Da? De criminal. O încărgată. Bă, dacă din greșeală, uite, ai scăpat ăsta pe degete. Bă, din greșeală. Te ține minte. A doua zi vine și el din greșeală, scapă toporul, ți-o dea picioarele. Din greșeală. Nu? Aștept că așa au făcut la un moment dat la lucru. Când... Bă, nu-l mai suportam, bă, nu îl mai suportam. Bine, și faza care a fost maximă, a fost maximă. Deci de atunci tu zgura mătii de om. Mm-hmm. Tă, ce înseamnă să fii om? Bă, să porți ranchiună pentru cineva care... Bă, poate din greșeală ți-a făcut... Na, din greșeală poate a făcut ceva. Ce aoleu. Hei, fiecare și-o merită. Viața pe care ți-o faci, ți-o meriți. Nu te plângi că viața e grea. Când nu faci nimic pentru asta. Nu faci nimic ca să evoluezi ca om. Evoluezi, tot timpul evoluezi. Omul trebuie să evolueze. Păi când tu nu faci nimic ca și toată viața ta e apă, tu vrei să bei, bei, alcool, alcool. Bani, alcool, bani, alcool, bani, alcool, bani, alcool, bani, alcool. De ce? Bine. Știu că i-am dat bani cu un împrumut. Bă, noi pe atunci aveam. Aveam ceva. Că nu. Aveam. Știi ce? Aveam. Bun. Că doar nu stricasem. Știam că trebuie să ne mutăm, așa că am mai ținut de bani și n-am stricat-o. I-am dat și lui bani. Sumă mare de bani. Să-și plătească nu mai știu ce și nu mai știu ce. Bă, că... Bă, ne-am făcut-o din omenie, din omenie, din bunătate. Dacă omul te fute după ce l-ai ajutat, păi... Nu aștepta. Du-te, fă-i favor. Fă-i rău. Dacă el ți-a făcut rău când tu ai făcut bine, fă-i rău și tu. Păi nu? Asta e. Răsplată. Ce altceva vrei? Bun. A venit așa, de mi-am primit eu la un moment dat camera cadou. Băi, ești idiot? Păi zici că am luat noi uleiul? Sticlatule și-am aruncat acolo. Bine, asta se numai că unul a fost într-o duminică când era și Dora de-am inundat eu. Toate oalele oricum s-o spart în capul meu. Am inundat baia și bucătăria și o leacă pe hol, că scurgerea de la cadă era un furtun care trebuie să-l bagi în cadă. E, nevasta mi-a uitat să-l bage. Sau eu am uitat să-l bag. Sau nu mai știu cine. Și în ziua aia mi-am dat seama de ce fel de oameni, cu ce oameni trăim. Și după aia toată lumea, că avem apă la noi în ăla. Vă fost o zi curaznică. În fine. Noi ne-am mutat în orașul în care era și firma la care lucram. L-am lăsat pe el dracului. Să-și beie zilele, să-și beie mințile și propria prostie. Și de atunci am început eu să fac YouTube. Noi ne mutasem undeva prin martie. Bun, să continuăm. Chestia se întâmplă undeva prin 2018. Bun, am scăpat de screlozat. Am scăpat de screlozat, noi ne mutasem tot așa cu chirie în, na, cum am zis, în orașul în care era și firma. Tot, bă, a fost bine, a fost ok. Când aflăm, dăm de prietenul nostru Marius. Dar parcă pe atunci se întâmpla chestia. Da, prin 2018. Înainte de a merge noi în concediu ne-am împrietenit, nu știu dacă oarecum împrietenit pe atunci, cu Marius, cu care ne-am împrietenit și acum, care sper că nu s-a răzgândit că vrea să-mi fie nașul primului meu copil. Adică proprietarul un casei, un apartament, nu, fostul chiriaș care am stat noi acum. Deci fostul chiriaș și prietenul nostru și el ne-a zis ca să ne mutăm aici. Bun. Aflasem noi de adresă, vreau să vă zic așa. Aflasem noi de adresă, bă, și noi tot i-am zis la mașe că asta, bă, fă-ne adresă că vrem să rămânem aici. Oarecum era cică fază. Bun. Deci, o trecut, deci toată luna, aprilie, noi am fost 2018 în România.
în care eu mi-am făcut o leacă sănătatea și plămânii, de nu așa făcea, și plămânii mei erau varză și am stricat bani și mi-am făcut bine și am cumpărat cărți, a fost bine, a fost frumos, am mâncat, am, nu mai vreau să zic, a fost bine, oarecum bine, că pe la jumătatea lunii am zis, băga mea și picioare, deci trebuie să stau aici, ha? Deci trebuie să, de asta am zis, bun, da, să nu ne spălăm prea mult rufele în public, așa, bun. Bă, luna aia a fost ok. Hai să zicem, per total a fost ok. Bun, după ce am venit înapoi din România, începutul lui mai. Au trecut aproape 6 luni. În 2018 se întâmplă chestia. Bă, fă-ne adresă, fă-ne adresă, nu știu ce, că nu știu cum. Sora nevestei mi oricum pleca undeva prin octombrie, noi, undeva prin octombrie sau noiembrie, ceva de genul. Prin noiembrie, da, undeva prin noiembrie pleca. Că se săturase de mine și de modul meu de viață. Da? Dar asta, cum am zis, să nu ne spălăm chiar așa de mult rufele în public, chiloții în public. Bun. Și nu, pur și simplu, nu, acest mașec, în acest semi, nu pot să zic că e șarlatan pentru că nu a ajutat. Acest semi-șarlatan nu a ajutat. Da, uite, a fost bine, nu pot să zic că nu ne-a fost bine, că, bă, de la el ne-am mutat noi pe firmă, ne-am mutat în Rochițani, după aia tot el ne-a cotat apartament, bă, a fost bine. De asta zic semi-șarlatan. Semi. Deci își are și părțile lui bune. Așa. Să ne înțelegem că am avut și beneficii de pe el de pe spatele nostru și noi de pe spatele lui. Are logică? Așa. Bun. Și nu, bă, noi tot ziceam, ne faci, bă, fă-ne adresă. Eu vreau copil. Înțelegeți ce chestia aia? Eu vreau copil. Bun. Și nu poți să faci copil odată ce... Bă, lucrezi ilegal. Practic, stai în țară ilegal. Ilegal. Și vreau să vă arăt și de ce. Bun. Ilegal, ilegal, ilegal. Nu a vrut să ne facă, tot trecea de pe zi pe alta, eu deveneam din ce în ce mai stresat, că nu avem adresă, că eu vreau copil, că vreau să ne mutăm, că vreau adresă, vreau copil, vreau adresă, vreau copil. L-a durut exact în pulă. Da, pe română l-a durut exact în pulă. Chestia se întâmplă. Deci, asta oarecum ar trebui să fie povestită în partea a patra, pentru că e din 2018. Da. Nu mai contează. Nu există partea a patra, există doar partea a treia, care o să fie lungă. Bun, nu știu ce dai din acest videoblog în care mă plâng. Așa, de pe acest canal. Cum am mai zis, cred că și în partea a doua și în prima parte, uite acolo sus, hai să văd și unde filmez, aveți 3 puncte cu care dați, puteți să modificați, viteza clipului, viteza cu care eu vorbesc și calitatea. Și acolo jos, e abonare, mai dați un share pe Facebook ca să mă ajute și pe mine, să mai cresc eu, să am mai mult de 50 de abonați, că poate stau acasă și vorbesc un stop, fac bani din vorbe. Timp de scobite nas. Gata timpul de scobite nas. Bun. Deci stai să vedem din... Deci el cred că știa din martie. Să vedem. Iunie, stai să nu socotim martie. Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Da. 6 luni. Din mai. Deci din mai am zis. Oarecum parcă de la Marius ăsta aflasem de adresă. Nu. Nu de la adresă. Nu de la Marius. De la... o partiacă. Nu știu dacă suntem noi chiar așa prieteni, dar ne-a ajutat. Deci de 6 luni, ea ne-a zis că ne trebuie, uite, hai să vă arăt, ufai, deci ca nevastă mea să poate să rămână gravidă, să facem copii, să putem să stăm oarecum legal. Uite, stai să vă arăt, asta. Okay. Deci ca să stai legal în Cehia, legal, să stai legal, nu să lucr, de fapt să stai legal, noi, deci noi oarecum stai că noi nu lucram nici legal, deci noi nu lucram nici legal, chiar dacă eram pe firmă. O din asta trebuie, se numește, nu știu. Deci, potrezenii o pobitu na uzgemi. Bă, citiți voi. O din asta vă trebuie. Așa. Deci, nu știu cum fac. Că e rău. Putem scrie și adresa. Nu pot să vă arăt. Vă arăt doar fugitiv. Uite așa arată. Doar să-l puneți focus. Sper că nu o pot să bine focus. Și e o chestie care vă dă un număr. O sobni. Un ceva cislu. Cum naiba se cheamă, mă? Deci, e ca un fel de act prin care justificați unde stați. Ca să puteți să faceți, să vă luați credit în bancă, să vă puteți cumpăra mașină, dacă vreți să rămâneți în Cehia definitiv. Bun. Noi până... Deci, hai să continuăm cu asta. Oamă, deci mă încurc rău. Deci, ca să poți să scoți bani de la bancă, credit în bancă, să cumperi casă, să faci orice vrei tu. Nu ai asta, nu poți face nimic. Și aici, îți, la un moment dat, îți cere rodne cislu. Pridelenul, nu,
Nu-mi dau seama ce scrie. Aici de ceva de pridelenor, rodnicislu. Deci vă trebuie rodnicislu ca să puteți să faceți ceva în țara asta. Oriunde mergeți, ca străini, în Cehia, vă întreabă rodnicislu. Nu ai, nu poți face nimic. Bun. Și noi nu avem asta. Și ce mai era? O, și parcă mai dă încă o chestie, bla bla bla. Uite, ba, uite ce scrie. Și ghelene, rodne, cislo. Asta vă trebuie. Bun. Noi ne-am rugat, deci cum am zis, noi ne-am rugat de oameni, omul ăsta să ne facă adresă, să trece pe curte, trebuie să vorbească cu proprietarul, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Că nu... Și așa au trecut 6 luni și eu deveneam foarte paranoic. Pentru că eu vreau copii, 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 copii. Copii în sus, copii în jos, copii în stânga, copii în dreapta. Iar acum... Am. Bun. Așa. Nu a vrut să ne facă această parte, că partea că e un ceva funcție de la mine de la lucru. Așa, ne-a zis de chestia asta. Și noi după aia am zis la mașe că asta. Bun. Nu mai vreau să vorbesc despre nimic. Continuăm cu noiembrie. Sau înainte de noiembrie. Bun. Am dus-o pe... cu acest Marius, cu care ne-am împrietenit. Aș pune asta, așa. Bun. Punem pauză pentru că mă îngălbenesc la față. Fac pe mine. Bun. De o grămadă de tâmpenii. Bun. Dai, stai, să mă gândesc. Trebuie să le iau de la capăt, că altfel uit. Și vreau să zic că sunt o persoană cinstită și tot ce zic, ce este real. Și nu fac bâză de chestii de nu mai știu ce și doclado rodne cisle. Nu știu ce pun. Hai să mă gândesc. Bun. Noiembrie. Stai să mă gândesc. Hai de zi. Deci, am uitat-o. Din noiembrie. Bun, am dus-o pe Adriana înapoi România, am venit înapoi. Bla bla bla. Noi eram deja mutați. Aici. Bun. Atunci când vă mutați în Cehia, cum să zic? Când vă mutați în Cehia, parcă mi se încălce limba și mi-e foame! Deci e ora, deci o filmează la 12 și 12 și 20 și e 2 și 43. Doamne, cât am putut să vorbesc și mi-e punctele de vedere și să pot să faci ceva în țara asta. Uite, cum nu știu dacă v-am zis, noi am venit cu ideea că, bă, venim, ne facem bani, strângem destui bani și ne întoarcem înapoi în țară. Am trăit cu ideea asta din, deci, 2016, de când am venit, 2017, 2018, 2018 până, deci 2018 până în unde până noiembrie. Undeva până noiembrie, ceva, hai, noiembrie, ceva deja. Când am zis și am hotărât, hai, să rămânem aici. Să rămânem aici că ne e bine, chiar dacă limba e șpatni, adică stricată. Bine, limba e teșchi. E grea. Deci ceha e grea. Dar dacă alții au putut, noi de ce să nu putem? Bun. Rămânem în Cehia, că nu, bine, noi ne hotărâm, cel puțin eu. Bine, vorbisem. Hai să mergem în Germania. Ne-am pus eu m-am pus în Germania. Ea nu. Mă, nevastă mea, bun. După aia am zis că hai că mergem în Anglia, că se vorbește engleză. Amândoi știm engleză și să ne descurcăm. Ne-am pus să învățăm, și iar eu, engleză. Eu știu engleză, bine, știu engleză, chiar nu o știu la perfecție, dar domn pui mei, o știu. Nu ca pe cehă, dar na. Bun. Ba, plecăm încolo, ba, plecăm încolo, ba, nu știu ce, după aia am hotărât, bă, gata, hai, rămânem aici, că e bine dacă o fi vreodată să avem, sper să nu fie probleme. Cu emigranții, cu străinii care stau în Cehia, să aibă cehii probleme cu noi și să zică, bă, gata, că nu mai vor să primească străini în țara lor, ceea ce este rău, pentru că unii cehi ne văd pe noi străinii cu ochii răi. Adică ca și cum, bă, ați venit să ne furați joburile, să ne futeți nevestele, chestia astea. Să ne beți berile, să nu știu, nu. Distribuiți clipul ăsta. Românii, și cel puțin vorbesc în, nu, hai să vorbesc în numele altora. Eu nu am venit să fur nimic, să fut nevasta nimănui, să fur nimic, poate meserie. Am venit în țara asta pentru că în țara mea nu se poate face nimic. Da, nu se poate face nimic. Pentru nu vreau, nu poți să faci nimic în România, bă, nimic. Nu ai bani, dacă salariul tău nu depășește 50 de milioane, nu poți să faci nimic. Poate exagerez cu 50 de milioane, dar nu cred că exagerez, că îți trebuie cel puțin 50 de milioane de căciulă ca să poți să trăiești și să ai o viață decentă și să poți să mai pui și bani și departe, chiar dacă te închirie. Dacă rămânem aici, da. Noi, cel puțin, și atât eu cu și nevasta mea, în timpul ăla de un an jumate, nu, din 2016 până în noiembrie 2018, noi am auzit cuvinte pe cehă. Bă, nu e ca și cum, uite, ziceam, dobri den, dobri vecer, dobri rano, bla 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 bla, adică bună ziua, bună dimineața și bună noaptea. Mai auzeam anumite cuvinte, mai întrebam, bă, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia, ce înseamnă bla 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 bla. Bun, dar, noi de-abia, de anul trecut, cel puțin eu, nu știu și nevasta mea că, mama! Pune-te și învață cehă. Nimica. Așa ne-am pus să învățăm cehă. Pe bune, am zis că dacă rămânem aici, hai să învățăm. Că ne e bine, nu e ca în țară, oricum niciodată nu poți să compari țara asta cu țara cealaltă. Chiar dacă e țara mamă, asta este. A, mi-am amintit ce trebuia să zic. A, eu că
străin în altă țară, nu am venit să fac rău, am venit să-mi trăiesc, să-mi fac o viață, să-mi fac o viață, să-mi fac o familie, să am un job legal, să stau legal, tot să fie legal, să fiu ok, de nu să mă trezesc cu poliția la scară, bă, că nu știu ce și nu știu cum, că am făcut rău, că nu știu ce. Deci, alți români care vin cu alte gânduri, e, să știți că noi, ăștia care stăm ok, suntem judecați din pricina celorlalți. Cum e și în cazul țiganilor, care vorbesc română și se dau români, vorbitori de română. Bine, ei sunt de fapt, nu. Nu vreau să fiu rasist, dar țiganii nu sunt români. Ei sunt altă specie, ei sunt altceva. Că Decebal și Traian nu erau țigani, erau albi, erau români. Erau albi. Înțelegeți așa? Cum sunt și negri, ei sunt altă specie. Au alt pigment. Da. Mamă, cel mai frumos vreau. Așa. E, din pricina altora, din pricina țiganilor care fură prin Spania, prin Cehia și dau în cap și alți români, suntem noi cei care stăm, care nu facem rău și suntem ok, suntem văzuți rău. E, suntem judecați în... Nu. Special noastră, ca români, sunt judecați tot la oală, la găleată, cum vrei să zici. Nu judecă individual, se judecă tot. Bun. Așa. Am vorbit și despre partea asta. Ok. Ne-am mutat, ca să știți și voi. Ne-am mutat aici. Proprietarul îi obligat. Am mai uitat o chestie, am omis o chestie. Proprietarul îi obligat să facă contract. Deci, contract. Să scrie câți bani dai pe chirie, nu știu ce. Cum n-ai să zic un contract că tu stai aici, că tu stai în casa lui, că plătești, că stai legal. Are logică. Contract de casă. Ah, contract de casă, asta e. Contract de casă. Bun. Deci trebuie contract de casă. Noi nu avem. De asta îi ziceam la mașină să ne facă adresă, să ne facă contract de casă. El nu a vrut, 6 luni am așteptat după el, degeaba. Așa, dar noroc cu oamenii care îți dă Dumnezeu din cer. Să ți pune Dumnezeu în cale ca să-ți lumineze calea. Nu alții care vor să te fure și nu știu cum. Cum să te mai fure. Așa. Bun. Pentru a avea ăsta. Și asta legal. Da, e o bucată de hârtie cu toate datele tale, cum te cheamă, stai uite așa, cum te cheamă, numele, prenumele, data nașterii, ce ești, aici scrie român, adică naționalitate, bla bla bla, după aia scrie adresă, nu mai știu ce scrie aici, mără, bla bla bla, tărără, după aia vine rodnicislu. Rodnicislu ăsta, cum am mai zis și anterior, poți să faci orice. Ca străin, ăsta ți-e buletinul tău. Aici, în ce? Și când pleci, trebuie să mergi înapoi, uite noi, dacă părăsești țara, trebuie să duci chestia asta înapoi, de unde ți-ai făcut-o. Asta e să începe. Bun. Ca să-ți faci un din ăsta, îți trebuie contract de muncă, legal, nu la negru, legal. Deci îți trebuie contract de muncă, contract de casă. Unde lucrezi și unde stai, ca să poți, să poată să ți-l facă. Așa, parcă era contract de... Zdravotnii poiștieni. Asigurare medicală. Card care arată... Wow, stai că arătăm prea mult. Card care arată... Uite așa. Nu știu dacă pot să și scot. Că pe spate, numele meu, adevărat, numărul Stone, care un pseudonim pentru cărți, dar ieși odată. Bun. Arată așa. Deci, e căzut, doar să nu puneți pauză să vedeți datele. Scrie numele, prenume, data nașterii, cislo poiștenii, numărul de asigurare, la asta se referă, și jos scrie data până când e valabil. E, cardul ăsta, ca să vorbim despre acte acum, îl primești... E asigurare medicală, oarecum. Deci dacă pățești ceva, mergi cu tot timpul să ai asta când pățești ceva, de fapt, tot timpul să ai la tine, cardul ăsta. Bun, după aceea trebuie să vă arăt acte necesare pentru trăit în ceaia. Așa, deci cum am mai zis, pentru a avea un ăsta, asigurare medicală, loc de muncă și contract de muncă, legal. Și contractul de casă. Bine, copie de pe buletin, de pe certificatul de naștere, poze, nu 3x4, poze... Nu, n-am chef să scot acum. Nu mai știu. Nu trebuie pe oricum mai mari. Îți zic oamenii de acolo. De care 9x9, nu știu, oarecum, cum să văd. Ceva de genul cât e, deci partea asta, ceva de genul atât. Hai, așa. Asta deci, atâta să fie poza. Bun, și atât. Bun. Dacă nu vorbești cehă, ai nevoie de un prieten, cum am avut și noi, sau un traducător care să meargă cu tine acolo. Să zică că vrei să depui actele ca să ți primești ăsta. Noi ne-am făcut în Pâlzen, că nu știu unde se poate face. La Pâlzen, la poliția, ceva pentru străini. Bun, față tare. Ca străin, noi nu știam nimic. Am venit aici. Deci noi prima dată, cum am ajuns, noi, bine, noi nu știam chestia asta. Trebuie să mergi la poliție să te înregistrezi. Bine, ca străin în ce? În alte țări, nu știu cum. Poate o fi la fel. Să te înregistrezi că ai venit în țara asta și nu mai știu ce. Deci, de asta ziceam că nu știu cum naiba ne-au angajat mașe pe noi,
relații, probabil, pentru că nu partea ca femeia care ne-a ajutat, mi-a zis de asta, a zis că ea nu a putut să se angajeze în Borgers sau în altă firmă în Cehia, că nu a avut ăsta. Nimic. Dar n-ai ăsta, Rodney Cislo, nu, practic nu poți să faci nimic să te angajezi, nimic. Deci nu știu cum n-ai bani angajat pe noi. Asta întreba și el la un moment dat. E bine că ne-am angajat. Cum? Nu-mi pasă, nu mai vreau să știu. Am trecut prin destule. Curând ora 3. Groaznic. Și am obținut asta. Ce vreau să zic? Să ai partea asta. Așa. Și surpriza surprizelor a fost că deci noi am mers ca să facem acte pentru asta. Pentru acest Cesca Republica, nu știu ce. Acest act de identitate a ta ca străin. Că asta e, cred. Nu prea știu exact cum se cheamă. S-au tradus. Bun. Am mers cu actele necesare, cu contractul de muncă, cu ce vi le-am mai zis mai încolo. Așa. La poliție, să depunem actele, dosar, aștepți la rând, nu știu ce. Așa. Și acolo, cât aștepți la rând, nu știu ce calculator. Și ai ceva pe română, pe engleză și pe cehă sau pe limba bulgară, ce limbă vorbești. Nu cred că pe toate limbile. Așa. Și trebuie să-ți bagi, parcă era, nu știu ce, ceva de la buletin, de la serie. Nu, că e seria și după aia vine numărul. Parcă nu. Primele, că 6 cifre. Primele cifre sau celelalte. 3. Așa, și primești numărul de ordine, aștepți, intri acolo. Ai nevoie de traducător, de om care să vorbească cehă. Deci te duci acolo la ghișeu, dai dosar, bine. Ai, cum am zis, ai nevoie de traducător, de om care să vorbească cu acele femei, sau poți să știi pur și simplu engleză. Că știu că era o tipă care vorbea engleză. Bine. Dacă ai noroc ca celelalte femei de pe partea cealaltă a ghișeului să-ți vorbească în engleză. Asta e frumos. Așa, deci, na, uite, eu am avut noroc cu Marius și, na, el, bine, stă aici de o grămadă de vreo 13 ani, 2000, am uitat, din 2000 și ceva, 7, 6, ceva de genul, parcă asta, și știe ce. Bun, să nu mai vorbim despre. Bine, te-ai dus acolo, în părți, în poliția pentru ce suntem noi, emigranți, imigranți. Să știți că îs o grămadă, o grămadă, aici în Cehia, mulți vietnamezi. Bă, îs și oameni, ce pui mie. Așa. Ai depus dosarul cu actele care le-am zis, adică ai nevoie de asigurare medicală, asigurare cardul, asigurare medicală care e cardul. Contract de muncă, noi am avut așa, contract de muncă, contractul de casă, unde stai, pentru că dacă n-ai contract de muncă și contract de casă, păi nu poate să facă nimic. Așa că copiile de pe buletin, de pe certificat, de pe buletin și poza. Bun. Ți-ai depus actele și poți să, și aștepți, noi am așteptat, cred că noi ne-am pus actele undeva prin noiembrie. Undeva prin noiembrie și le-am primit ianuarie sau februarie. Depinde. Deci depinde. Poți să aștepți o lună, poți să aștepți două, după Rodney Cislo. După, bă, stai semnalul numărul, că după aia am eu probleme. După un număr. Dar nici nu știu care ne-ai Rodney Cislo aici. Deci Rodney Cislo e de fapt. Stai. Ah, Rodney Cislo, de fapt, cum e la mine? Anul nașterii, luna nașterii, ziua nașterii și îți mai adaugă 4 cifre. N-am să arăt pentru că nu pot să fac așa ceva. Doar să vă arăt. Uite așa. Sper că nu se vede numerele. Așa, arată, gata. Bun. Deci asta nu e bine că am făcut, dar m-am riscat o leacă. Așa, trebuie doar să-i depus actele, zice când să vii. Nu mai știu programul. Nu le mai știu programul. Dar vă descurcați, că aici nu chiar nu vă pot ajuta. Nu mai știu, parcă e de la 8 până la nu știu ce la oră, oricum de dimineață până la nu știu ce oră și parcă în nu știu ce zile, parcă nu lucrează, dar nu mai știu, habar nu. Ok. Așa, depui actele așa și după aia, pur și simplu, trebuie să aștepți. Mergi la muncă, îți vezi de viața ta, până îți primești rodnicisul ăsta. E, noi am avut oarecum noroc că l-am primit nu în 6 luni, nu chiar într-o lună, am așteptat noiembrie, decembrie, ianuarie. Undeva prin februarie cred că l-am primit, cred, nu mai știu exact, oricum, n-am așteptat 3 luni, ceva de genul. Așa, timp în care noi nu am. N-am putut face nimica. Adică eu vreau copii. Și ca să ai copii, trebuie să ai ăsta. Bun. Faza a fost că am avut noroc de polițiștii din de acolo, pentru că noi nu eram înregistrați, că am venit în Cehia ca străini. Deci nu am fost înregistrați. Și zice nenea ăla că, păi, luați amendă. 6.000 de coroane, 3.000 de căciulă. Adică 3.000, cum dau un exemplu, 6 milioane 600 de lei în banii românești vechi. E, noi am avut noroc că, Doamne ajută, că am plecat în 2018, în 2018, parcă înapoi în România. Și nouă ne-au făcut că am venit în țară, nu știu dacă e bine să zic această informație, că am venit în Cehia în 2017. Pentru că de-abia atunci începea contractul nostru legal pe Borgers. Deci de atunci ne-au făcut nouă că am ajuns în țară, că am venit în Cehia sau ceva de genul. Și n-am primit 3.000 de coroane de căciulă, am primit vreo 500.
50 de lei. Dau un exemplu. E mai bine să plătești 50 de lei decât să plătești 3 milioane, 300 de lei. Deci a fost pita lui Dumnezeu și uite și mă bate inima și că mă stresez. Dar noi nu am știut, nu a venit nimeni să ne zică la noi, bă, că noi trebuie să ne înregistrăm, nici Mașec nu a zis chestia asta, ceea ce e rău. Așa, dar vă zic eu și vă rog distribuiți clipul ăsta ca să știe lumea că atunci când vine în Cehia, să-și caute un om care vorbește, să-l plătească efectiv, urăsc cum trebuie. Să-și caute traducător, să meargă la poliție, chiar dacă nu știu, chiar dacă, cum naiba să zic, să zică, cum să zic, să știe că rămân aici, pe veci. Și că nu mai pleacă niciodată în țara minunilor, în România. Așa, să se ducă să se înregistreze la poliție. Să-și caute un traducător, să-l plătească, să meargă până poliția pentru emigranți, imigranți din Pâlze. Nu știu, eu zic de Pâlze pentru că aici e zona, e oarecum zona mea, în care se învârte unde stau eu. Praga, Pâlze, închisă. Așa. Și am avut noroc că nu am primit amendă. Pentru că nu am. Pe noi, gândiți-vă că noi suntem din 2016 aici. 2016, 2017, 2018, 2 ani jumate. Păi, bineînțeles că luai amendă. Așa. Am plătit cât am plătit la amendă, după aia a mers, nu mai știu, parcă la ce doamnă și nu mai știu dacă am putut să dăm actele atunci. Nu-mi mai amintesc, dar cred că am reușit să le dăm actele atunci. Am așteptat? Ok. Și, cum am mai zis, din februarie suntem legal, vreau să zic legal, știu că mi se ridică urechile. Stăm legal, lucrăm legal, putem să scoatem bani din bancă, e, nu chiar mult, deci bani pentru casă nu poți. Trebuie să aștepți 2 ani de la emiterea ăstuia ca să poți scoți bani din bancă. Bani din bancă, mă refer la 2-3 milioane de coroane cât costă casele aici. Doamne, 2-3 milioane, păi, sunt o grămadă de bani. Așa. Și cred că să ne apropiem de final. Deci, am zis tot, cred că am zis tot. Așa, deci din februarie stăm, lucrăm legal, la propriu lucrăm legal, stăm legal, stăm legal, învățăm limba, chiar dacă e grea, cum am mai zis, și ăsta îți deschide și poți să faci orice. Bine, noi am avut nevoie și de contract pe perioadă nedeterminată ca să poate să rămână nevastă mea gravidă, ca să avem o acoperire în caz de, nu se știe ce se întâmplă cu mințile ăstora de la noi din firmă, când poate să o dea pe ea afară și te miri ce. E, acum nu mai poate să o dea afară pentru că avem contract pe perioadă nedeterminată la lucru, ceea ce mă îngrozește pentru că nu mai suport să lucrez acolo, dar asta e altă poveste. Dar, dacă reușim să facem bani din vorbe și cum naiba să zic, să reușim să facem bani cum să zic? Înțelegeți voi. Adică, să stau acasă, să-mi vină banii, să fac 3 click-uri, 4, 5, 100 pe zi și să-mi primesc banii pe chestia asta, păi a fi mișto, să lucrez de acasă sau oricum se găsesc multe joburi prin care poți să lucrezi de acasă, dar aia este altă poveste și mă rog. Așa. Deci noi stăm, să facem o scurtă recapitulare, noi stăm, eu cel puțin stau aici din 2016, am lucrat pe agenție, la negru, deși dacă auzi un cehi aude că te lucra la negru, nu-i bine să creadă, pentru că în Cehia nu există așa ceva, ba da, există, așa. Din 2017 ne-am mutat legal, 50% legal, pe firmă, cum am mai zis, și femeia asta care ne-a zis de că ne trebuie această rodnicislo, nu știu cum să-i zic, foaie, această foaie, carnețel, hârtie, cum vrei să-i ziceți, buletin, nu, hai să zic eu, stai că zic eu, buletin de emigrant, nu știu cum se zice, buletin de cetățean străin în Cehia, așa. Ah, cum mă bucur, mă mir, cum de neangajat, așa. Dar mă sunt de bine. Am uitat iar ce am vrut să zic. Deci, nu mai plecăm, eu cel puțin, nu mai vreau să plec în România, fiecare cu părerile lui, e ok aici, se câștigă bine, traiul e ok, chiar dacă cehii beau și românii beau. Ok. Am terminat și partea a treia. Mi-am zis tot ce trebuia să știți despre acest story time. Așa. Mai trebuie să-mi termin cartea asta de învățat ca să îmi deschidă și alte porți. Pentru că odată ce vreau să-mi schimb jobul, trebuie să știu ce. Ca să mă înțeleg. Să înțeleg ce zice, să știu ce înțeleg. Să vorbesc și să înțeleg. Atât. Ok. Uitați-vă cât e ceasul și am început să filmez a partea a doua și partea a treia. Deci 12, 2 ore. Deci două, eu de 2 ore filmez, gata. Gata, v-am zis tot ce trebuie. Ah, scuze, scuze, am uitat o chestie. Nu vreau să vă arăt bani. Așa. Asta e un carnețel. Scrie Docladi, l-am tradus și înseamnă acte. Bun. Ce am aici? Cum e, what's in my bag aici, ce e în mai penejencu? Penejencu? Înseamnă peniez. Peniejencu, ceva de genul, portofel. Venise înseamnă bani. Ăsta, deci m-am zis, acte, ca să te oprește poliția vreodată,
A, am uitat să zic asta. Luați întotdeauna actele cu voi. Bine, am luat și eu actele de la casă. Odată ce aveți ăsta, aici vă scrie domiciliu. Deci sunteți legal. De vă oprește poliția, aveți ăsta, sunteți ok. Deci vă trebuie ăsta. Buletinul. Stai să arăt. Așa. Buletinul. Buletin. Aoleu. Noi ne-am făcut și carduri la bancă. Ne-am schimbat banca. Am fost la... A, nu vă faceți cardul la CSOB. CSOB. Nu vă faceți cardul acolo, bancă de caca. Noi ne-am făcut cardul la Raiffeisen Bank, care este superbă. Vă zic eu. Așa, nu pot să vă arăt cardul, pentru că... O secundă, mai... O secundă trebuie să vedeți numerele și mi-ați gurit cardul. Așa, dar pot să vă arăt ăsta. Și ăsta să-l aveți la voi. Asigurarea medicală. Deci, asigurarea medicală, să aveți la voi cardurile, că unde vă este virați banii, buletin, bani la voi și ăsta. Atât. Deci dacă vă oprește poliția, arătați toate astea, dacă vă cer. Și sunteți ok. Gata, am terminat-o. V-am zis tot ce trebuia să știți. Sper că n-am omis nimic. Dacă am omis, îmi pare rău. Ok, este ora 3. Filmez de la 12. Mi-am terminat treaba. Gata. Ah.